Ziua și bine v-am găsit la un nou let's play pe Metin2ro, Cordelus. Da, după cum vedeți, avem aici două evente simultan în același timp. Nivelul drop de obiecte este în momentul de față 15% și bonus de experiență în momentul de față este 75%. Și am zis că avem două evente simultan. Am greșit. Avem patru evente simultan. Pe lângă astea două mai este ăsta cu seturile de carduri și mai avem încă un event activ ăla cu spiritele. Bine, eu nu l-am activat încă pe ăsta. Dar, nu, totuși. Și am o să vedem drop-ul cum se prezintă. Chiar sunt curios. Am adus să spar piatra asta și da, o spart-o careva. Când apare o spărgem. Da, deci ce arboram pe mine, călugăr plus 0, piatra care, cu piatra garabei plus 3, epic. Așa ne place, 9 armuri plus 0, o parosuneană. Dar chiar, bă, eu am ceva piatra garabei plus 4 și m-am gândit dacă o plusez, măcar să fac plus 6 armura aia, știi? Și să încerc să o pun pe asta, ar fi ceva, să mă mișc eu mai repede. Adică na, nu prea e mare diferență, dar bă, se simte. Adică s-ar simți orice viteză de mișcare în plus și aici chiar am nevoie de viteză de mișcare cât mai mare. Da, și după cum vedeți, update-uri la cont, la farmerul acesta, sub caracterul de pe Iriticul Mare. Asta, i-am făcut M1 la vârtej. Hai să facem un test. Pac, 2.9, yepi. Și în sfârșit mi-am găsit coif de oar cu 20% vampiri. Am dat 22 kappa pe el, s-a meritat. Chiar mă bucur că l-am găsit în sfârșit. Și să simte, deja am 20 vampiri pe ăștia. Da, și mai am 20 vampiri pe ăștia. Deci în total 40% vampiri. Să simte oricum, să simte. Hai pantou de bronz, un PVG, ceva, ar fi frumos. Ar fi frumix. Bă, să mă duc să mut asta, că iară o să uit cioburile. Asistenta și iară mi se face asta. Și n-o fi bine iară. Bă, deci dau izbitura încă ce zici? Nu mă crezi în stare? Nu, fii atent. E atâta strâng. O și da langaut, normal. Adică că vede pe furie albastră aici, care verde, normal că... Da, și pentru cine nu știe povestea cu furia albastră sau verde, uitați-vă la clipurile mele mai vechi și o să înțelegeți chestiile astea, da. Deci, după cum vedeți, avem un raton aici de level 115. Hai să intrăm pe sura, să înceapă distracție, desigur, de ce nu? Adică, totuși, am tot timpul de lume și are sau el, în fine. Păi, să trecem la treabă, bine, nu am tăcit vitemele la mine, dar am un cât de cât acolo, am un... O săbiucă, o... chiflă în stomac, ceva. Da, deci față. Da. Bine. CH3, hai să vedem pe CH3. Mergem pe CH3. Da. Așa e românul. Bă, să nu ieșiți de pe asta. Unde sunt? 2. Putea fi 1. Hai mă. Hai mă, bate-mă. Na, gata, nu mă mai bați. A ieșit? Vai, dar nu pot să cred. Vai, 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 dar unde ai plecat? Chiar te așteptam.
crezi că mă duc la cei vechi. Ah, stai că trebuie să mut. Am iar vine contul la 215, dar oricum îl fac să ăsta să fugă după mine pe aici, știi, de nebun. De nebună, pardon. Oricum nu am tot timpul de lume. Deci nu mă grăbesc nicăieri. Hai să punem un PV pe mine. Hai, mă. Hai, mă, încoace, ce face? Nu vezi că a început să bat? Hai. Gheride. Da, deci asta va fi un clip mai special. După cum se vede, titlul o să fie metin2.ro Cordelos și proștii de pe server, desigur. Da, deci bate caractere de level 46. Vă dați seama cât de bine se simte. Ma, nu mai pot de distracție. Simțindu-se bine, bătând caractere de level mic. Doamne. Nu credeam că în 2017 se mai poate întâmpla așa ceva. Sincer, am. Oh, vai, dar ce avem noi aici? 100 la oră. Foi, ce punct de viteză are jocul ăsta, nu vine să cred. Sincer. Hai. Facem raliuri, hai. 100 la oră. Nimistrețul cum fuge el. Frumos. Pe... Dar eu nu înțeleg, bă. I-am dat overtake-ul acolo. Sau el. Și mor. Ai, și amar, ce bogat e jocul ăsta, nu vine să cred. Deci de aici vă puteți da seama cât de bogat e jocul. Câte bug-uri are. Se vede clar, adică am net de 1 giga pe secundă, n-ar cea mai bună conexiune. Nu, dar așa e jocul, așa e făcut el. Deci de asta nu se poate schimba metinul, pentru că e pe o platformă foarte veche. Și din cauza asta nu se poate schimba. Vedeți? Ia, e la 5 metri de mine, dar totuși mă omoară. Oricum bug-urile astea nu se pot rezolva, asta e de când e jocul și tot așa o să fie. Da, deci prostia română și proștii de pe server. Hai în secțiunea de comentarii să spovedim pe această persoană. Să o spovedim așa cum se cuvine, desigur. Sper că vă distrați în acest clip. Este un clip foarte interactiv. Hai că până atunci poate dau și ceva atacuri pe Clash. Stai, s-a terminat asta? Da. Hai să vă mai arăt aici o chestie de-a mea. O fereastră. Plus tac. Ok, chestia asta am primit-o și eu, să știi. L-am primit, adică contul ăsta l-am primit. Ok, până se potolește ăsta sau asta. Atunci dăm un raid. Ce? Necesită un furul? Ce? What the fuck? Vizit. Cine este? Oh, THO, nouă. Interesant. Am bine să căutăm aici un adversar. E măsura noastră, desigur. Oh. Bă, vreau să dau după de asta, după elixir mai mult, da, cred că l-aș ataca și pe ăsta care ziduri mai slabe. Da, sigurat intră bine în el. Hai să vedem, are trupe în castel? Da, nu are trupe în castel, atunci e bine. Punem golemul să vină aici, din partea asta. Aici. Să meargă golemul. 3 pe aici.
3 pe capul rege, 2 arcași, 3, pac, regele, punem, spamăm un o poțiune de heal. Pac. A. Și regina încă nu o pun. Hai, băgați viteza, intrați, intrați. Ok, și acum mai punem aici ceva arcași, uiz. Și aici se curețe tot. Hai, înaintați, înaintați. Aș mai pune un uiz în sus. No, hai să punem și regina acum pe lateral aici. Să marcă cu asta. Ok, și încă o puțin de viteză aici. 52%, 2 stele deja, perfect, perfect. Hai că-și face treaba. Super. A rămas doar regele cu regina viață. Ai, mă, dă-i viteză, mă, dă-i bătaie, dă-i bătaie. Dă-i, dă-i bătaie. Bătăiți oricum 72% i-am luat. Bun, hai că i-am luat ceva loot. Super, plus 10 cristale. Da, și bonus, perfect. Da, după cum vedeți, cu ăsta am intrat în Master. Master League. Oh, și când am intrat în Master am primit achievement de 1000 de gemuri, vă dați seama, 1000 de gemuri. Da, hai să văd -o. Mai e. Da. Deci cam atât a fost și cu acest let's play. La revedere.